Salutare! Sunt Robert și o să vorbesc în materialul ăsta despre lupta cu gândurile. Ați văzut că am făcut un serial aici, mai multe părți, în care vă povestesc despre asta. Și astăzi o să vorbesc despre a patra sursă pe care am identificat-o eu de gânduri, și anume cele care vin din mediu, din mediul înconjurător. După ce o să vedeți materialul ăsta, o să înțelegeți de ce femeile musulmane poartă hijab tălași, sau cum se cheamă el, de ce femeile creștine purtau batic pe cap și aveau capul acoperit în permanență și de ce călugărițele din mănăstiri și călugării au veșmintele alea negre și au capul acoperit, la fel ca femeile musulmane. O să înțelegeți de ce, de exemplu, ăia din budism sau, de, de exemplu, cei care practică alte căi nu fac chestia asta. Pentru că lucrurile sunt foarte interesante, cel puțin din punctul meu de vedere, așa cum le-am înțeles eu. Ce vă spun aici este din experiența proprie, adică chestii pe care le-am experimentat eu și chestii pe care le-am înțeles, dar nu le-am experimentat. Da? Încă. Pentru că mai e timp. Bun, hai să fac un pic, ca să înțelegeți cum se formează gândurile astea fizic, pentru că au o componentă fizică. Și am mai povestit chestia asta, o să mai povestesc o dată aici, pentru că e foarte interesant. Noi în creier avem neuroni. Da? Și în corp există neuroni. Neuronii se conectează unul de celălalt prin niște terminații nervoase numite axoni. Dacă nu mă înșel, eu cred că așa se cheamă. Se transmite informația de la un neuron la altul printr-un curent electric. De, de o tensiune mică și intensitate mică. Ne-am învățat la fizică că în momentul în care un curent electric traversează un conductor, se creează un câmp electromagnetic. Câmp electromagnetic care are o anumită intensitate frecvență și el se disipă în mediul înconjurător. Da? Cam asta se întâmplă cu gândurile noastre, așa se formează gândurile. Știți că cei care citesc și scanează creiere pun niște electrozi pe cap, pe aici, și captează aceste câmpuri electromagnetice pe care după aia le transformă într-un semnal pe care îl vezi pe computer. În felul ăsta, vezi care porțiune din creier s-a activat, ce a făcut acolo și chestii de genul ăsta. Așa se transmite gândul în, în atmosferă. Asta este principiul basic. Lucrurile sunt mai complicate la nivel ezoteric, ca să zic așa. Nu sunt chiar atât de simple. Sunt un pic mai complicate, dar ca să înțelegeți lucrurile, înțelegeți așa. Un astfel de câmp electromagnetic. Este care există în atmosferă, este recepționat de axonii respectivi, de antenuțe, de legăturile respective. De fapt, se zice că nu axonii recepționează asta, ci firele de păr. Adică părul, de exemplu, în cabala, de exemplu, oamenii țin barbă, păr, de-aia de preoții poartă barbă și călugării poartă barbă. Pentru că se crede că sunt niște antene, probabil că există o chestie de adevăr care recepționează informațiile ezoterice. Și te conectezi mai ușor cu Universul, să zicem, cu Dumnezeu. Da, asta era credința și indienilor din America de Nord, care își lăsau părul lung și în momentul ăla ei aveau tot felul de chestii pe care le recepționează Ezoterice. Da? Bun, deci tu captezi uh, energia electromagnetică ea se transformă în curent, curent care îți generează un gând. Da? Noi toți în momentul când ne gândim la niște lucruri, și marea majoritate a timpului nostru ne gândim la chestii, nu avem gânduri bune, avem gânduri nasoale, de invidie, de răutate, de răzbunare, de ciudă, de gânduri de, de genul ăsta. De a vrea mai mult, de mândrie, de a lupta cu ceilalți pentru a dobândi mai mult și chestii de asta. Toată lumea are gânduri de asta. Da? Asta emitem noi în atmosferă. Nu gânduri bune. De aia zic ăștia, toată lumea zice, băi, emiteți gânduri bune. Toate gândurile astea pe care noi le emitem în atmosferă, al meu, al tău, al ăla, al ăla, al ăla, ăla, la un moment dat, dacă sunt pe aceeași frecvență și aceeași lungime de undă, da? ele se cumulează și devin foarte puternici. La un moment dat te lovesc chestiile astea. Cei care sunt mai sensibili și observă chestiile astea, trebuie să fii atent, nu neapărat să le sesizezi, dar trebuie să fii atent și băgat în corpul tău. Eu am început să le sesizez de acum câteva luni. Este ca urmare a practicii fapt pe care o fac. Și mi-am seama că nu sale mere și că vin de undeva și m-am întrebat de, bă, de unde vin. Și atunci am început să-mi explic diverse fenomene. Da? Astea vin și ne lovesc și ne provoacă gânduri. Și ne provoacă tot felul de chestii. Nu sale noastre. Ele vin din mediu cât sunt mai mulți oameni care se gândesc la rahatul ăla, negativ de obicei, pentru că foarte puțini dintre noi ne gândim la lucruri pozitive, foarte mult timp ne gândim la chestii negative, cu atât intensitatea loviturii va fi mai puternică. Tu nu o sesizezi, nu o simți, tu, 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 vezi că ți apar niște chestii. Ți apar niște gânduri, niște chestii, da? Ăsta este motivul pentru care apar. Da? Ideea este că tu nu reușești să faci diferența dintre gândurile tale și gândurile ale. Da? Și crezi că sunt tale. Asta e, asta e chestia nasoală. Da? În creștinism se zice că și-a băgat dracu coada când îți vin niște chestii de asta. Asta se zice în creștinism. Și asta te lovești și nu-ți dai seama de ele. La un moment dat când evoluezi spiritual, începi să-ți dai seama că nu s tale, încep să-ți dai seama când te lovesc, începi să-ți dai seama de tot felul de chestii. Da? Bun. Cum te protejezi de ele? Păi nu prea ai cum. E nasol nu prea e cum. Creștinismul, de exemplu, are niște chestii, dar nu are o chestie care să zică, bă, uite, asta trebuie să faci. Da? Bun. Cum totuși se protejează de ele? Păi, la nivelul foarte mare spiritual în creștinism, ați văzut că sfinții au o chestie, o chestie de. A, așa sunt pictații prin biserici și cu o chestie în jurul capului. Da? E, chestia aia nu este numai în jurul capului. Chestia aia începe să se manifeste în jurul capului la început, după care ea se extinde pe tot corpul și devine un fel de de, de scut de energie care îi protejează să nu mai intre astfel de chestii negative. Pentru că scutul respectiv de energie este din energie de frecvență înaltă albă și densitate mare și nu mai intră chestiile negative negre. Dar după mulți, 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 mulți ani, 20, 30, 50 de ani de practicat creștinism. Falun Dafa a făcut asta la mine într-un an și un pic, mai puțin un an. De eu de vreo trei luni încep, am început să am scutul respectiv. Se formează, nu este încă format complet, dar se formează. Cum îmi dau seama? Păi nu mă mai lovesc niște chestii de genul ăsta. Și îl simt. În Falun Dafa se simte. În creștinism și acolo se simte, dar după foarte mult timp. De asta vă spuneam de exemplu că sunt niște chestii mult mai... Bun, scutul ăla te protejează de astfel de chestii. Da? O să mai vorbim când vorbim de Falun Dafa, cum te protejează Falun Dafa de lupta cu gândurile. De asta există, de asta, de exemplu, Falun Dafa e foarte puternic. Și mai are și niște chestii extreme pe care lumea nu le înțelege, Da? o să le explic la un moment dat. Da? Bun. Ce face creștinismul? Creștinismul pentru cei care n-au scutul respectiv și la care nu s-a format, le zice să-și pună ceva pe cap. Asta este motivul pentru care femeile purtau batic, negru, de obicei. Asta e motivul pentru care la mormântare te duci cu chestii negre pe tine. De ce? Pentru că în momentul în care vin energiile alea negative, negre, alea se disipează în haine. După care hainele astea trebuie să le sper sau să te duci la biserică. Da? Ăsta e motivul pentru care călugărițele sunt îmbrăcate în negru, călugării sunt îmbrăcați în negru, pentru că ei, în momentul în care se disipă gândul respectiv, energia respectivă se disipă în haine, ajunge la el într-o cantitate mult mai mică și cu o putere mult mai mică, astfel încât el să poată să lupte cu ea. Cât de eficient e? Păi nu e foarte eficient, dar e mai bine decât nimic. Da? Asta este motivul, din punctul meu de vedere, pentru care ăștia se îmbracă în negru pentru care există călugărițe îmbrăcate în negru, există călugări îmbrăcați în negru, ea din islam, musulmanii, femeile musulmane sunt îmbrăcate din cap până în picioare în negru, pentru a fi protejate de influențele astea externe, de gândurile astea externe. Dacă o să întrebați, ei nu o să vă spun asta. Pentru că nu știu dacă înțeleg chestia asta așa cum o înțeleg eu. Da? E foarte interesantă chestia asta, pentru că în momentul când îți dai seama de lucrurile astea și de faptul că te lovezi niște chestii care nu s tele, și încep să realizezi lucrurile astea, încep să ți dai seama cam cât de puternică este o protecție de aia. Și mai e o chestie interesantă, creștiți. Nu dacă știți, dar fecioara Maria a fost mântuită din timpul vieții. Ca să poată să rămână mântuită, trebuia să nu mai aibă gânduri negative. Cum putea să facă asta? Păi printr-un astfel de mecanism. I s-a dat o astfel de protecție. Deci există și în creștinism protecția asta, numai că se obține foarte, 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 foarte greu. Cam asta vreau să spun. Aștept și părerile tale în comentarii. Mulțumesc!